Aceste 100 de zile de rugăciune au fost convocate în urma pandemiei mondiale pe care o traversăm cu toții despre virusul coronavirus. Aș vrea în această ocazie să ne uităm la 12 lucruri pe care coronavirusul le-a luat din Biblie. Aș vrea să ne uităm la aceasta, trăgând câteva lecții importante pentru traiectoria vieții noastre și pentru traiectoria pe care poate să o aibă o pandemie în lumea noastră. Ceea ce conștientizăm în aceste zile este demn de consemnat în jurnalul existenței noastre ca lecții de viață. Vreau să ne uităm la metanarațiunea Bibliei numită păcat și să o comparăm cu acest coronavirus și să vedem cum coronavirusul a învățat aceste lucruri din păcat. În Romani capitolul 5 cu 12 ni se spune că printr-un singur om a intrat păcatul în lume. Infectarea are loc printr-un singur om. Al doilea lucru pe care vreau să-l vedem este că Dumnezeu l-a dat afară pe omul păcătos din Eden, într-un fel susținând protejarea spațiilor neafectate sau curățirea lor, așa cum a fost cazul, de exemplu, la potop. Al treilea lucru, nevoia unui antidot și oamenii care așteaptă un antidot și pregătirea lui Dumnezeu pentru ca oamenii să înțeleagă prin jertfă vindecarea de păcat. Rolul maselor este al patrulea lucru în împrăștierea și nevoia de dispersare și de îndepărtare în transmiterea păcatului. Gândiți-vă că nu e bine ca oamenii să se adune cum au făcut-o la turnul Babel și Dumnezeu să fie nevoit să împrăștie, sau nu e bine ca oamenii să se gândească să se dezvolte ca la potop și Dumnezeu să distrugă întreaga umanitate. Al cincilea lucru, cât de importante sunt fake news-urile și cât de mult afectează. Dumnezeu l-a numit pe Satana un mincinos și tatăl minciunii, prin asta debusolând și destabilizând credința oamenilor în ceea ce se întâmplă cu adevărat și istoria lumii ce se desfășura în fața lor. Riscul genetic și transmiterea păcatului. Gândiți-vă o maladie în fața căruia nu poți să te ferești, chiar dacă ești născut. Așa a fost păcatul pentru oameni. Al șaptelea lucru este o maladie cu infestare și manifestare 100%. Biblia spune toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. În al optelea lucru, rolul echipamentului de protecție. Efeseni 6 ne spune, luați armătura lui Dumnezeu. De asemenea, Isaia ne spune despre slava lui Dumnezeu care trebuie să meargă înaintea noastră. Al nouălea lucru, gestionarea corectă a crizei și garanția irepetabilului. Un necaz nu va lovi de două ori, spune Biblia. Al zecelea lucru, păcatul a lovit pe oameni dinspre interior, spre exterior, într-un mod literal. Mi se usucă oasele, spune David, iar Ieremia spune că inima este afectată și este deznădăjduit de rea. 11. Victimele păcatului trebuie îngropate cât mai adânc. În țărână te vei întoarce, a spus blestemul din Geneza. Și 12. Cât de frumoasă este soluția și salvarea lui Dumnezeu. A venit aparent târziu pentru că a fost nevoie de 4.000 de ani de studiu patologic a păcatului, astfel încât oamenii să înțeleagă cine este cel care avea să vină fără mănuși, avea să nu țină cont de faptul că pământul nostru era în izolare și avea să vină să se infecteze și să moară ca fiind singurul vaccin pentru ca oamenii să recapete viața veșnică. Printr-un singur om a venit infectarea și printr-un singur om a venit mântuirea. Ce Dumnezeu special și minunat avem!